ne uităm la cartea 2 Petru și să avem o privire de ansamblu asupra cărții 2 Petru, cât și o introducere. Cărțile din Sfânta Scriptură pot fi înțelese, unele dintre ele, ușor, pentru că ni se spune în ele care au fost scopul pentru care au fost scrise. De exemplu, voi lua o altă carte, nu cărțile pe care le-a scris Petru. Voi lua cartea 1 Timotei, ca un exemplu pentru fiecare dintre noi. Citirea întreagă a Sfintei Scripturi nu este chiar atât de productivă dacă nu citim ca să studiem și ca să înțelegem ce spune Cuvântul lui Dumnezeu. De exemplu, cartea 1 Timotei poate fi înțeleasă prin scopul pentru care ea a fost scrisă. 1 Timotei, capitolul 3, Pavel scrie lui Timotei, în versetul 14, începând, scrie în felul următor. Îți scriu aceste lucruri cu nădejdea că voi veni în curând la tine. Dar dacă voi zăbovi, să știi cum trebuie să te porți în casa lui Dumnezeu, care este biserica Dumnezeului celui viu, stâlpul și temelia adevărului. Adică tot ce scrie Pavel lui Timotei în prima epistolă este scris ca el să știe cum trebuie să se poarte în casa lui Dumnezeu. Ăsta e motivul pentru care Pavel scrie prima epistolă către Timotei. Să știe cum trebuie să se poarte în casa lui Dumnezeu. Dacă nu știm cum să ne purtăm în casa lui Dumnezeu, ne ducem la epistola lui Pavel către Timotei, prima epistolă, și învățăm pas cu pas cum să ne purtăm în casa lui Dumnezeu. Diferite raportări. Da? Ce trebuie să facă biserica în casa lui Dumnezeu? Dacă ne întoarcem la cartea 1 Petru, la capitolul 5, Petru scrie motivul pentru care a scris această epistolă. Versetul 12, capitolul 5. V-am scris aceste puține rânduri, nu știu dacă dumneavoastră vi s-a părut cartea 1 Petru puține rânduri, v-am scris aceste puține rânduri prin Silvan, care este un frate credincios, a luat un om de încredere ca să trimită această scrisoare. Și au zis de ce a scris. Ca să vă sfătuiesc și să vă adeveresc că adevăratul har al lui Dumnezeu, asta înseamnă că există un pseudohar, o concepție greșită despre harul lui Dumnezeu, adevăratul har al lui Dumnezeu este harul acesta de care v-ați alipit. De asta a scris Petru prima epistolă. Nu știu cu ce sentiment ați rămas dumneavoastră după mesajele din cartea 1 Petru, sau cu ce sentiment, cu ce senzație, cu ce concepție rămâneți despre cartea 1 Petru, despre lucrurile pe care Petru le scrie, dacă vi se pare o carte dură, dacă lucrurile pe care Petru le scrie vă provoacă anumite stări. Scopul pentru care Petru a scris aceste lucruri, auziți, este ca să-i sfătuiască și să le adeverească ceva despre harul lui Dumnezeu. În cartea 1 Petru am văzut, sunt amenințări, sunt avertizări, da? Se vorbește despre anumite pericole care paște pe credincioși și totuși Petru concluzionează că lucrurile pe care le-a scris, le-a scris ca să le adeverească, ca să le dovedească, ca să-i încredințeze că oamenii aceștia s-au alipit de harul lui Dumnezeu și acest har al lui Dumnezeu, nu altul, acest har al lui Dumnezeu este adevăratul, adevăratul har. Da? Petru vorbea despre harul acesta în capitolul 1, când zicea în versetul 10, prorocii care au prorocit despre harul care vă era păstrat vouă, au făcut din mântuirea aceasta. Ce este harul? Mântuirea, despre care au prorocit prorocii și pe care au ajuns să o aibă în persoana Domnului Iisus Hristos. Prorocii au prorocit despre harul care vă era păstrat vouă și au făcut din mântuirea aceasta, că asta înseamnă harul, mântuirea primită în Domnul Iisus, ținta cercetărilor și căutărilor stăruitoare. Cu alte cuvinte, Petru asta face în prima lui epistolă. Ne vorbește despre harul lui Dumnezeu sau despre mântuirea pe care Dumnezeu ne-a dat-o în Domnul Iisus. Versetul 13, tot în capitolul 1. De aceea încingeți-vă coapsele minții voastre, fiți treji și puneți-vă toată nădejdea în harul care va fi adus la arătarea lui Iisus Hristos. Deci harul n-a fost doar în trecut, în mântuirea pe care au primit-o, ci harul este dat și în viitor. De ce este scrisă cartea 2 Petru? Sper să mi-aduc aminte să vă repet structura cărții Petru și motivul pentru care a fost scrisă cartea 2 Petru. Cartea 2 Petru a fost scrisă pentru un motiv exprimat în capitolul 3. 2 Petru, capitolul 3. Petru spune de ce scrie cartea aceasta și aș vrea să folosim ca și cheie de interpretare a cărții 2 Petru ce spune Petru, că este motivul pentru care el a scris epistola asta.
Și ați putea să faceți lucrul ăsta și când sunteți singuri acasă și studiați Scriptura sau citiți Scriptura, poate împreună cu soția, cu copiii, cu familia, să căutați întâi care este scopul cărții și în funcție de scopul cărții să interpretați tot ce spune autorul în cartea respectivă. 2 Petru, capitolul 3, versetul 1. Prea iubiților, aceasta este a doua epistolă pe care vă scriu. În amândouă, uitați, el ne spune care a fost scopul și cu prima epistolă. Da? De ce le-a scris el în prima epistolă despre Harul lui Dumnezeu și despre mântuire? În amândouă caut să vă trezesc mintea sănătoasă prin înștiințări. Mă, știți că este această dorință, cred eu, legitimă de a vedea o trezire spirituală în adunări și între credincioși. Extraordinară, da? Salutară dorința asta, foarte bună dorința asta, de lăuda dorința asta de a vedea trezire spirituală. Oare cum ne așteptăm noi să fie trezirea spirituală? M-am întâlnit ieri cu câțiva la nuntă și toți mă întreabă cam, dar unde ești, unde ești, să-ți lasă la loc. Oh, unde a fost? Trezirea. A fost trezirea. Care e trezirea biblică? Cum ne-am așteptat noi să te trezească Dumnezeu? Ce să se întâmple? Să vină așa un fel de euforie din asta mega carismatică care să ne cuprinde pe toți, să intrăm toți așa într-un fel de transă din asta și să simțim foarte aproape de Dumnezeu, aproape să simțim că îl atingem pe Dumnezeu, să închidem Sfânta Scriptură, că noi suntem într-o asemenea legătură cu Dumnezeu, domnule, că nici nu mai avem nevoie de Biblie, că noi primim direct revelații de la Dumnezeu și Dumnezeu ne vorbește practic, domnule, pentru viețile noastre. Nu lucruri care le-au spus nu știu cui acum 2000 de ani. Ce ziceți de o asemenea trezire? Asta trezirea adevărată. Nu stăm noi tot aici și tot predicăm cu orele de atâția ani de zile și tot spunem ce au spus la alți oameni, nu? Și într-un fel încercăm noi și ne chinuim să vedem cum ni se potrivește nouă lucrurile astea. Asta ar fi o trezire adevărată, nu? Uitați care e trezirea despre care vorbește Petru. Petru a vorbit despre trezire și în capitolul 1 de vreo două ori. A vorbit despre trezire. Și versetul 13 din capitolul 1, prima epistolă. Încinzeți-vă coapsele minții voastre, fiți treji. El ne cheamă la trezire, poate. Nu o trezire după care tânjim noi sau o trezire care ni s-a predicat nouă. Dar el ne cheamă la trezire. Dar vorbește despre trezire, Petru, aici. Vorbește despre trezire și în a doua epistolă el spune că toată epistola a scris-o ca să ne trezească. Ce să ne trezească? Poftele? Sentimentele? Sentimentul prezenței lui Dumnezeu? Ce să ne trezească? Starea de euforie în care am putea să intrăm noi și să ne creăm nouă senzația că suntem mai aproape de Dumnezeu și că suntem mai sfinți. Ce vrea Petru să ne trezească? Auziți, ca să vă trezesc mintea. Ca să vă trezesc mintea, bine precizat, e o expresie aici, mintea sănătoasă. Asta înseamnă că poate să fie o minte bolnavă. Cum se trezește mintea sănătoasă? El pornește de la presupoziția și premiza că frații cărora le scrie aveau mintea sănătoasă și el vrea să le-o țină trează, să le-o trezească. Cum se face trezirea asta? Prin înștiințări. Care înștiințări? Eu zice, vezi? Prin înștiințări, frate. Care înștiințări, domnule? Astea sunt înștiințările prin care Petru vrea să ne trezească, că ne-o scris înștiințările. Prin niște înștiințări scrise, nu de la sora Vetuța, da? Ci de la Apostolul Petru. Astea sunt științele cu care el ne trezește. Dacă vrem să ne trezim vreodată, trebuie să ne întoarcem cu toată dorința noastră, cu toată puterea noastră, cu toată pasiunea, cu mintea noastră, către Cuvântul lui Dumnezeu. Unii zic că e bine, domnule, să fie așa un fel de citire din asta la rând a Sfintei Scripturi, numai să treci așa prin Biblie, că, domnule, te speli așa cumva prin Biblie. Nu rămâi cu mare lucru, dar te speli prin ea. Nu cred că asta vrea Petru. Petru vrea ca mintea noastră să priceapă în științările pe care el ne le-a dat. Eu cred din toată inima mea în prorocii. Zic, bă, baptiștii nu cred în prorocii. Eu cred în prorocii. Dar eu cred că cele mai legitime și cele mai prorociile care au cea mai mare validitate și care sunt de fapt infailibile și care ne dau nouă cea mai multă liniște și care pot fi exegetate și studiate, sunt prorociile astea. Nu? Am fi dat altceva, prorociile astea. Astea sunt înștiințări. Avem o grămadă de înștiințări aici. De ce nu sunt oamenii ahtiați după înștiințările astea? Vrem trezire spirituală. În toate trezirile spirituale, în centru a ajuns din nou Cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că în Cuvântul lui Dumnezeu ne este prezentat Domnul Iisus Hristos care face de fapt trezirea. Da?
Zice, caut să vă trezesc mintea sănătoasă prin înștiințări, ca să vă fac, să vă aduceți aminte, deci ei știau deja lucrurile astea, și trezirea se face prin lucrurile pe care le știau deja. Și el vrea să le aducă aminte de lucrurile vestite mai dinainte de sfinții proroci și de porunca Domnului și Mântuitorul nostru dată prin apostolii voștri. Ne spunea un profesor nou la Oradea, când eram în facultate, zice, dacă într-o zi vii așa cu o găselniță în asta doctrinară pe care n-am mai spus-o nimeni niciodată, du-te la psihiatru să te verifice. Petru nu zice, am eu ceva să vă spun acum, ce v-a spus ăștia, a fost ceva. Dar am eu ceva puternic acum. Am eu o revelație proaspătă, vă spun eu, niște lucruri pe care nu le-ați auzit niciodată în viața voastră. Dacă nu le-ați auzit niciodată în viața voastră niște lucruri, trebuie să coborâți pe predicator, oricine ar fi el, să-l coborâți la învon și să-l trimiteți o leacă la doctor. Dacă el vă dă ceva ce nimeni nu a descoperit în istoria omenirii, da? Petru încearcă să ne trezească prin înștiințări. Prin ce înștiințări? Prin ce înștiințări? Și aș vrea să subliniez scurt și să structurez foarte rapid cartea 2 Petru. Să vedeți ce înștiințări ne prezintă Petru și ne aduce Petru ca să ne trezească. Prima înștiințare pe care ne-o dă Petru este despre frați, despre prea iubiții Domnului, despre cei care au fost mântuiți. Și capitolul 1 cu precădere vorbește despre ei. Este o înștiințare pe care Petru le-o dă despre ei. Cine sunt ei? Ce a făcut Dumnezeu pentru ei? Ce le-a dat Dumnezeu? Și în urma a ceea ce le-a dat Dumnezeu, ce trebuie să facă ei? Uitați-vă, de exemplu, versetul 1 zice, cei care au căpătat o credință de același preț cu a noastră, harul și pacea să vă fie înmulțite, da, despre ei vorbește, dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia, vorbește ce a făcut Dumnezeu pentru ei, prin cunoașterea celui ce ne-a chemat prin slava și puterea lui, asta a făcut Dumnezeu pentru ei, el ne-a dat, versetul 4, făgăduințele lui nespus de mari și scumpe. Ce a mai făcut Dumnezeu? Prin ele ne facem părtași firii dumnezeiești? Ce s-a mai întâmplat cu oamenii ăștia? Ei au fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte? Versetul 5. De aceea dați-vă toate silințele ca să uniți cu credința voastră. Fapta înseamnă că oamenii ăștia aveau credință. Deci el vorbește în primele 4 versete, în mod special de ceea ce Dumnezeu a făcut deja pentru ei. De la versetul 5 în continuare, de 3 ori găsim expresia aceasta de aceea. Ce vă vine dumneavoastră în minte când cineva spune de aceea? Primul lucru care îl înțelegi așa când citești un text, oricare text, când cineva spune de aceea, înseamnă că a spus ceva înainte, da? Nu începi o scrisoare cu de aceea. De aceea presupune că ai spus ceva înainte. De aceea te duce spre o concluzie. Fiind că am spus lucrurile astea, înseamnă că, în concluzie, da? O implicație a faptului ăstuia este că, și continui, da? Petru spune cu alte cuvinte, o implicație a faptului că Dumnezeu ne-a chemat, ne-a dat credință, ne dă har, ne-a dat pace, ne-a dat dumnezeiasca lui putere, ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia, ne-a chemat prin slava și puterea lui, ne-a dat cunoașterea Domnului Iisus Hristos, ne-a dat făgăduințele lui nespus de mari și scumpe, ne-a făcut părtași firii dumnezeiești, am fugit de stricăciunea lumii care este prin pofte, nu i-a dat Dumnezeu multe lucruri. Ne-a dat, nu? Ne-a dat Dumnezeu foarte multe lucruri. Ca o implicație a faptului că El ne-a dat lucrurile acestea, versetul 5, de aceea dați-vă și voi toate silințele. Al doilea de aceea în versetul 10. De aceea, fraților, căutați cu atât mai mult să vă întăriți chemarea și alegerea voastră. Versetul 12. De aceea voi fi gata să vă aduc aminte de lucrurile acestea. Sunt trei de aceea care prezintă niște implicații ale faptului că Dumnezeu a lucrat pentru noi. Și vezi, toate epistolele aproape se structurează în felul ăsta. Ceva ce Dumnezeu a făcut pentru noi și ca rezultat, ca și consecință, ca și efect al lucrării lui Dumnezeu pentru noi, în noi, noi trăim și facem anumite lucruri. Ăsta este capitolul 1. Capitolul 1 se termină, ultima parte, cu două mărturii pe care le au credincioșii ale lucrării lui Dumnezeu. O mărturie vizibilă și Petru vorbește despre momentul acela inedit, special, unic în care l-a văzut pe Domnul Iisus în slava Lui. Este o mărturie vizibilă, dar foarte frumos zice el. Versetul 19 este o mărturie verbală despre care spune el în felul următor. Și avem cuvântul prorociei făcut și mai tare. Avem experiența aia, mărturia vizibilă pe care am avut-o noi și nu s-a repetat. Și nu s-a repetat și vom vedea imediat lucrul ăsta, că sunt o grămadă de oameni care
au văzut lucruri mai extraordinare decât a văzut Petru și toți apostolii la oaltă. Dar ce este mai tare? Voi n-ați pierdut nimica prin faptul că n-ați avut mărturia aia vizibilă a splendorii, frumuseții, strălucirii, slavei Domnului Iisus Hristos, pentru că avem ceva mai tare. Care e ceva mai tare? Avem cuvântul prorociei făcut și mai tare, la care bine faceți că luați aminte ca la o lumină care strălucește într-un loc întunecos. A strălucit Domnul Iisus Hristos în fața lor? Dar noi n-am rămas fără slava lui Dumnezeu și fără strălucirea lui Dumnezeu. Strălucește din nou Dumnezeu pentru noi prin cuvântul prorociei, pe care în versetul 20 numește Scriptură. Căci nicio prorocie din Scriptură nu se tălmăcește singură. Da? Versetul 21. Că nicio prorocie n-a fost adusă prin voia omului, ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu mânați de Duhul Sfânt. Dacă vrem lumină, dacă vrem strălucire, dacă vrem trezire, dacă vrem înștiințări, dacă vrem să avem această hartă, da, acest GPS care să ne ducă, zice aici, până va răsări luceafărul de dimineață în inimile noastre, dacă vrem lucrul acesta, trebuie să ne apropiem de cuvântul lui Dumnezeu. Da? Prima înștiințare pe care ne-o dă Petru, ca să ne trezească mintea, este cu privire la noi. Noi trebuie să ne trezim înțelegând cine suntem noi și ce trebuie să facem noi. Asta e capitolul 1. Cine suntem noi și ce trebuie să facem noi, da? Și după aceea ne dă două mărturii, mărturia aceea vizibilă și mărturia verbală. Capitolul 2 nu vorbește despre noi deloc, despre frați, ci vorbește despre apostați, despre învățători apostați. Norod s-au ridicat și proroci mincinoși. În care norod s-au ridicat proroci mincinoși? Proroci la timpul trecut. În care norod? În Israel. Noi nu suntem Israel, noi suntem biserică, da? E bine să știm cine suntem. Noi nu suntem Israel. Unii să cred Israel, nu suntem evrei. S-ar putea unii să avem sânge de evreu noi, dar nu suntem evrei, da? Suntem biserica Domnului Iisus noi, nu suntem Israel. În norod s-au ridicat și proroci mincinoși în trecut, cum și între voi vor fi învățători mincinoși. Asta este o prorocie. Lucrul acesta va fi valabil cât timp va fi biserica Domnului Iisus pe pământ. Vor fi proroci mincinoși. Aceasta a doua înștiințare este dată fraților. E foarte interesant. Petru nu spune. Știți ce i-ar fi spus ăștia astăzi lui Petru? Mă, trebuia să-i contactezi pe privat pe învățătorii mincinoși. Și înainte să-i confrunt și să vezi dacă vor să lase de ereziile lor. Pe Petru nu-l interesează treaba asta. Petru nu se duce și caută pe prorocii mincinoși pe rând să-i confrunte. Petru spune, eu vreau să păzesc adunarea și el scrie adunării despre prorocii mincinoși. Despre învățătorii mincinoși. El vrea ca adunarea să aibă discernământ în a mirosi și a depista pe învățătorii mincinoși. El spune că adunarea e responsabilă. Nu cultul baptist e responsabil să depisteze învățătorii mincinoși. Că vedem cât e în stare să facă lucrul ăsta. Nici cultul pentecostal. Nici ce mai culte mai sunt în țara asta. Ci credincioșii trebuie să fie în stare să depisteze lupii răpitori. Învățătorii mincinoși. De asta le scrie Petru fraților din adunare, oamenilor simpli din adunare. Imaginați-vă cu asemenea epistolă ajungea să fie citită, recitită și auzită de copii, de adolescenți, de tineri, de frați și de surori. Indiferent de capacitatea lor de a înțelege lucrurile, de IQ-ul lor sau de cunoștințele lor biblice. Toți auzeau lucrurile astea. Ăștia sunt învățătorii mincinoși. Știm să-i depistăm acum. Știm să-i detectăm acum. Petru nu vrea să trăiască cu ei să trăiască cu sentimentul ăsta, domnule, ăștia sunt unși Domnului. Cum adică, domnule, să mă judecați voi pe mine? Eu sunt unsul Domnului. Știți cum spunea cineva? Aduceți la mine că dau eu un soare jos de pe el. Ăștia sunt unși Domnului, domnule, nu ne atingem de el. Păi uite că David cum nu s-a atins de unsul Domnului de Saul? Domnule, Saul n-a fost păstor sau episcop sau presbiter în adunare. A fost împărat în Israel. A fost cu tot o altă situație. În cazul în Noul Testament și vom vedea imediat, Dumnezeu ne cere să cercetăm lucrurile, să judecăm învățătorii, da? Să vedem ce spun oamenii aceștia. Vor fi învățători mincinoși care vor strecura pe furii și erezii nimicitoare, se vor lepăda de stăpânul care i-a răscumpărat și vor face să cadă asupra lor o pierzare năprasnică. Știți la ce-i folosit capitolul 2 din 2 Petru, în general? Să se dovedească pierderea mântuirii. Și eu aș spune în felul următor. Dom'le, dacă vreți să dovediți pierderea mântuirii din capitolul 2, dovediți pierderea mântuirii păstorilor, a învățătorilor, că despre ei vorbește aici. Nu vorbește despre frați. Ce aberație asta să iau un text care se adresează învățătorilor mincinoși și eu să încep să-i ameninți pe frați. Vedeți că vă puteți pierde mântuirea. Nu, ar trebui să mă ameninți pe mine și pe toți învățătorii. Prima aplicație, aplicația consecventă cu capitolul 2, este să mă avertizez pe mine.
Eu să nu mă lepăd de stăpânul care m-a răscumpărat. Eu să n-ajung să chefuiesc la mesele lor de dragoste și să îmi scapere ochii de prea curvie. Mie, nu fraților și surorilor. Da? Și lor li se potrivește asta. Dar mie mi este scris capitolul 2, da? Este scris pentru mine, este scris bisericii, dar să depisteze pe oameni care stau în față și predică Evanghelia. Sau spun că predică Evanghelia. Deci a doua înștiințare fundamentală care este dată în 2 Petru este cu privire la învățătorii mincinoși. Așa se apostaziază bisericile, de asta e important. Așa se apostaziază bisericile. Când frații și surorile nu au capacitatea duhovnicească, nu au discernământul spiritual, ca să facă distinția între un învățător adevărat și un învățător fals. Este fundamental capitolul 2. Mulți oameni, dacă ar auzi o predică exegetică, aplicativă, practică, pe 2 Petru capitolul 2, ar spune că sunt cei mai răi oameni din univers. Cum poți să predici așa ceva? Cum poți să spui așa ceva? Asta a spus Petru. Noi avem într-o oarecare măsură o imagine distorsionată despre felul în care oamenii aceștia au văzut biserica Domnului Iisus. Ați văzut în 1 Corinteni la cină. Deja erau secte, deja erau erezii, deja erau partide între ei. Erau probleme grave în biserica primară. Iluzia asta că biserica Domnului dintotdeauna a avut așa câțiva ani în care a fost pură, perfectă, n-a fost niciun fel de problemă. Iluzia asta trebuie să sară din mințile noastre. Citiți Faptele Apostolilor. Ăștia n-au fost înlămuriți până târziu că neamurile pot să fie acceptate în biserică. Ăștia încă s-au certat să țină legea, să taie împrejuri. Au fost probleme grave. Noi trebuie să ne trezim așa, noi în secolul 21 și spunem, Doamne, noi trăim vremurile de pe urmă. Uite ce învățători, uite în ce hal au ajuns bisericile. Da, domnule, dar lucrurile astea au fost profețite. Și pentru că oamenii nu privesc la aceste înștiințări, repetă exact același ciclu. Este o biserică sănătoasă, nu ia în serios cuvântul lui Dumnezeu și se apostaziază. Este o biserică care sunt oameni, mulți oameni născuți din nou, este o biserică adevărată, intră învățători falși acolo, biserica nu are capacitatea de depista lucrul acesta și se apostaziază. Este un ciclu care se repetă. Și oamenii nu învață să se întoarcă la înștiințările cuvântului lui Dumnezeu. Eu vreau să criticăm acum carismatici sau pentecostali sau nu mai știu pe cine care cred în alte înștiințări sau în alte revelații proaspete. Uitați-vă la cei care nu cred în ele și nu se uită nici măcar la revelația cuvântului lui Dumnezeu. Aia măcar zic, domnule, noi avem alte revelații, lăsăm mai moale cu Biblia, nu zicem că o lăsăm, dar o lăsăm în practică mai moale, că avem și alte revelații. Alții nu cred că sunt alte revelații și nu privesc nici măcar la revelația pe care o au. Asta este problema, da? Deci capitolul 1, țineți minte foarte ușor cartea 2 Petru, de împărțit și de ținut minte. Capitolul 1 vorbește despre frați, capitolul 2 vorbește despre învățătorii mincinoși, apostați și capitolul 3 vorbește despre batjocoritori. Auziți ce spune Scriptura, versetul 3, din capitolul 3. Înainte de toate să știți că în zilele din urmă, în care noi trăim, vor veni batjocoritori, plini de batjocori, care vor trăi după poftele lor. Și ăștia nu zic, cineva zice, măi, e ciudat că ateii sunt foarte preocupați de Dumnezeu. Nu cred în El, dar îl urăsc din toată inima și vorbesc foarte mult despre El. Și vor să dovedească că nu există. Măi, dacă nu există, lasă-l în pace. A, ce tot îți bați capul atâta? Faci conferințe, investești milioane de dolari ca să dovedești că Dumnezeu nu există. Lasă-l, domnule, pace să trăiască. Ce treabă ai cu El? Sau cu ăștia care cred în El, dacă Dumnezeu nu există, da? Batjocoritorii vin și spun în felul următor. Ia auziți-i. Unde este făgăduința venirii Lui? Aici vorbește despre alți oameni, nu oameni din adunare. Da? A vorbit despre frații din adunare, despre învățătorii mincinoși care se strecoară în adunare. Și capitolul 3 vorbește despre seculari, despre oameni din afară care batjocoresc nădejdea noastră. Care este nădejdea noastră? Ne-am pus nădejdea în harul care ne va fi dat la arătarea Domnului Iisus Hristos. Dom'le, dacă nu vine Hristos, noi la ce ne chinuim aici pe pământ? Dacă nu vine Hristos, noi la ce fugim de păcat? Dacă nu vine Hristos, noi la ce ne păzim de ispită, de erezii, dacă nu există? Noi la ce facem toate? La ce ne-am întâlnit aici dacă nu vine Hristos? Este un atac frontal în centru vieții acestor oameni, da? Atacă viața lor însăși, da? Pe Domnul Iisus Hristos, nădejdea pe care și-au pus-o în venirea Domnului Iisus Hristos. Și Petru, în capitolul 3, începe să le argumenteze că Domnul Iisus va veni, începe să le explice de ce pare să existe această aparentă întârziere și îi avertizează, în versetul 17, spre final, voi deci prea iubiților, știind mai dinainte aceste lucruri, păziți-vă ca nu cumva să vă lăsați târâți de rătăcirea acestor nelegiuiți și să vă pierdeți tăria. Da?
Deci sunt trei înștiințări în 2 Petru. Prima înștiințare cu referire la noi, a doua înștiințare cu referire la învățătorii mincinoși, a treia înștiințare cu referire la bajocoritorii care bajocoresc venirea Domnului Iisus Hristos. Vedem așadar foarte clar din cartea 2 Petru, Biserica Domnului se află sub asediu. Biserica Domnului se află sub asediu. Se află sub asediu și vedeți, pericolul iasă și din interior. Zice, auziți cum zice textul? Cum și între voi vor fi. Da? Pericolul este din interior, dar pericolul este și din exterior. Da? Satana atacă și din exterior. Scriptura ne avertizează în foarte multe locuri cu privire la aceste pericole. Vreau să vă citesc câteva versete. Matei 7 cu 15. Păziți-vă de prorocii mincinoși. Ei vin la voi îmbrăcați în haine de oi, dar pe dinăuntru sunt niște lupi răpitori. De ce spune Biblia să te păzești de ei? Dacă ar veni într-un mod evident. Uite, fraților, am venit la voi și astăzi aș vrea să vă predic trei erezii. Erezia capitolul 1, erezia capitolul 2 și erezia capitolul 3. Poate l-am lăsat să vorbească, dar măcar nu a spus de la început că sunt erezii, nu? Nu, Scriptura spune așa. Trebuie să ne păzim. De ce să ne păzim? Îți mincinoși? Ei pretind că vin cu adevărul și aduc minciuni. Ei vin la voi îmbrăcați în haine de oi, dar pe dinăuntru sunt niște lupi răpitori. Da? Aparențele înșeală. Par să fie oi, dar pe dinăuntru sunt niște lupi răpitori. Da? Și Scriptura spune și dacă nu-i căutăm noi, acum oițele neastâmpărate îi caută. Ba pe internet, ba pe YouTube, ba prin alte locuri. Și tot găsesc tot felul de erezii și de eretici și ascultă cu mare drag. Dar Biblia spune că și dacă nu ne ducem noi la ei, să nu facem niciun fel de problemă, că o să vină ei la noi. Ei vin la voi. Domnul nu spune, s-ar putea să vină la unii din... Nu, ei vin la voi. E stabilit. Ăsta este un mod de lucru al diavolului. Dinainte să existe biserica, așa a lucrat în poporul Israel și așa lucrează și pentru biserică. Fapte 20, 29 și 30. Pavel strânge prezbiterii din Efes și auziți cum îi avertizează pe ei. Știu bine că după plecarea mea, se vor vârâ între voi lupi răpitori care nu vor cruța turma. Nu vor cruța turma. Se vor vârâ între voi. Și se vor scula din mijlocul vostru oameni. Deci vin din exterior și se ridică, zice, din mijlocul vostru oameni care vor învăța lucruri stricăcioase ca să tragă pe ucenici de partea lor. 2 Timotei 3 cu 5. Vorbește despre oameni care au o formă de evlavie, dar îi tăgăduiesc puterea, dar au și o aparență că sunt credincioși, dar n-au puterea lui Dumnezeu demonstrată în viața lor. Ce zice să facem cu oamenii ăștia? Las că o să-i pedepsească Dumnezeu. Nu zice așa. Depărtează-te de oamenii aceștia. Sunt printre ei unii care se vâră prin case, momesc pe femeile ușuratice, îngreuate de păcate și frământate de felurite pofte, dar și învățători, care învață întotdeauna și nu pot ajunge niciodată la deplina cunoștință adevărului. Știu câțiva din ăștia. Da, asta e replica. Uite, Biblia spune asta. Asta e interpretarea ta. Mai trebuie studiat. Nu, trebuie să căutăm. Nu, domnule, nu pot să înțeleg certitudinea asta ta. Oamenii s-au ripilați de certitudinile noastre. De ce avem certitudine? S-au ripilați că avem certitudine. Eu cum pot să trăiesc o viață întreagă fără ca să am certitudine fundamentale? Că sunt mântuit, că Domnul Iisus a venit să moară pentru păcatele mele. Da, depinde acum, depinde. Dar ăia care nu au auzit niciodată, ea cum o să fie mântuiți? Nu neapărat o să fie mântuiți prin Hristos. Și oamenii plutesc așa în incertitudine și li se pare că ăsta e un lucru extraordinar. Ei învață. Cum ar fi să eu să vin în dimineața să vă vorbesc și să spun, fraților, da, într-adevăr, ar putea așa să existe niște învățători mincinoși, că Biblia spune că ar putea să fie. Dar depinde acum de felul în care privești învățătorul mincinos, vedeți? Depinde de unghiul din care privești, depinde cum te trezești dimineața. Dacă n-ai mâncat bine, s-ar putea să te uiți la mine să crezi că eu sunt învățător mincinos. Acum vedeți, din punctul tău de vedere s-ar putea să fie învățător mincinos, dar din punctul meu de vedere nu e învățător mincinos. Acum ce facem? Dacă mie lui Radu și lui Sorin mi se pare că nu e învățător mincinos și lui fratele Avram mi se pare că e învățător mincinos și lui Ciprian și lui sora Liliana, ce facem atunci? Deci vedeți, trebuie dacă să fim oleacă mai calm, trebuie să judecăm lucrurile, trebuie să cântărim, să lăsăm lucrurile să meargă, lucrurile de la sine să vor lămuri în timp și să mergem cu filozofii din asta și să vă spun dumneavoastră cum să trăim în confuzie, în incertitudine, în relativism, în pluralism. Fiecare cu părerea lui acum, frate, sora Liliana, de ce interpretarea dumneavoastră e bună? Poate interpretarea lui e bună. Vedeți, trebuie să ne dăm spațiu unii altora. Trebuie să ne certăm. Doctrina dezbină. Hristos ne unește. Ce bine sună. Hristos ne iubește la fel pe toți. Dumnezeu, ce atâta discuție, da? Cum v-ați duce acasă? Da,
Da, Hristos ne unește. Atâta am auzit de Hristos, că e mincinos, că e adevărat. Nu știm, dar am auzit de Hristos, mergem înainte. Suntem uniți de un Hristos din ăsta universal care iubește pe toți în același fel. Până la urmă o să-i mântuiască pe toți, probabil și pe Satana, nu? Cum să sufere sărmanul o veșnicie întreagă? Da? Vezi, în Sfânta Scriptură, felul în care apostolii vorbesc este foarte clar, foarte dramatic, foarte tăios, foarte direct. Nu lasă loc de incertitudini, nu lasă loc de incertitudini. Învață întotdeauna și nu pot ajunge niciodată la deplină cunoștința adevărului. 1 Ioan 4:1. Prea iubiților, să nu dați crezare oricărui duh, ci să cercetați duhurile dacă sunt de la Dumnezeu, căci în lume au ieșit, ia auziți, mulți, mulți proroci mincinoși, nu puțini. Îmi spunea ieri un frate la nuntă, îmi plac nunțile că auzi de toate, din toate locurile, da? Și unii zice, mă, noi baptiști așa, că am fost feriți așa, nu, de învățători mincinoși. Gândeam, fratele meu, pe ce, de care baptiști vorbești? Pe ce planetă ești? Auzi Scriptura, spune, vor veni mulți proroci mincinoși. Dacă încerci, numai dacă încerci să pui uneori sub semnul întrebării, unii vine, culegi lucrarea Duhului Sfânt? Culegi lucrarea Duhului Sfânt? Pui întrebări, chestionezi pe unsul Domnului. Eu zic ce spune, prea iubiților, ce frumos spune, să nu dați crezare. Iertați-mi expresia românească dacă nu vă place, dar cam asta spune, să nu puneți botul. Da? Să nu puneți botul. Să nu dați crezare oricărui duh, ci să cercetați duhurile. Știți ce? Duhul lui Dumnezeu nu este frică să fie cercetat. Este un duh de lumină. Este un duh care lucrează evident, ale cărui lucrări sunt evidente, Duhul lui Dumnezeu nu este frică să fie cercetat de niciunul dintre noi. Când te apropii, vezi de la distanță, de la kilometri, acolo e lucrarea Duhului Sfânt. Nu ai dubii! Nu ai cum să ai dubii! Când e lucrarea Duhului Sfânt, nu e așa? Zice, mă, cum mă, nu s-a împlinit, nu e adevărat, e fals ce aici. Nu, a intervenit ce-i firesc. Duhul Sfânt acolo nu a reușit, e și firesc, și Duhul Sfânt, e amestecat, a intervenit și ce-i firesc, nu e așa. Biblia nu spune că e așa. Mă, chinuiți-vă și luați numai ce-i bun. Luați ce-i bun. Zice, mă, o zis o droaie de erezii, dar zice, luați ce-i bun. Eu folosesc o imagine mai plastică, așa mai moldovenească, pentru ideea asta, să luăm ce-i bun. Deci avem o grămadă de erezii, dar sunt și lucruri bune. Niciun eretic nu spune numai erezii. S-ar putea să spună numai lucruri bune și să spună una rea, dar așa că să ne distorsioneze definitiv, da? E ca și cum ar fi o grămadă mare de gunoi, să nu spun de altceva, da? Și deasupra ar fi cea mai bună prăjitură pe care ai văzut-o în viața ta sau ai mâncat-o în viața ta. Și aș vrea să te întreb, te duce să o iei de acolo, de pe grămada aia de gunoi? Păi nu zice Biblia să luăm ce-i bun. Să luăm ce-i bun de unde? Spune Biblia să scociorâm printre eretici și prin erezii, ca găine care scocioresc după viermi, să găsim câte ceva bun să mâncăm? Că nu avem, domnule, cu ce să ne hrănim. Nu asta spune Biblia. Biblia face o departajare clară între învățătorii mincinoși și între învățătorii adevărați. Între învățătura mincinoasă, între învățătura adevărată. Efeseni 5:6. Nimeni să nu vă înșele cu vorbe de șarte, căci din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste oamenii neascultători. Adică erau unii care spuneau, dacă citiți Efeseni 5, că și dacă ar trăi în păcatele alea despre care vorbește Apostolul Pavel acolo, nu e niciun fel de problemă. Și Pavel spune, astea sunt vorbe de șarte. Treziți-vă, vine mânia lui Dumnezeu din cauza acestor lucruri. Astea sunt vorbe de șarte, sunt vorbe goale. Roman 16:18. Astfel de oameni nu slujesc lui Hristos, Domnul nostru, ci pântecelui lor, câți bani să fac pe erezii, și prin vorbiri dulci. Mi-a plăcut cum a predicat fratele azi. Și dacă nu ți-a plăcut, e baie mare? Nu e baie mare, nu? Prin vorbiri dulci și amăgitoare, ei înșală inimile celor, auziți, lesne crezători. Și Ioan spune să nu dați crezare. Nu vă plecați ușor, dar judecați. Ieremia 23:16. Așa vorbește Domnul oștirilor. N-ascultați cuvinte prorocilor care vă prorocesc. Ei vă leagănă în închipuii zadarnice. Spune experiențe, vedenii, povești, ieșite din inima lor, nu ce vine din gura Domnului. Eu într-un singur mod pot să știu ce vine din gura Domnului, dacă citesc Biblia. Ăsta e singurul mod. Mi se pare așa, mai sigur să vin să vă spun ce e în Biblie. Toți să le experimentăm pe Dumnezeu într-o anumită măsură, într-un anume fel. Nu să spun, dacă nu experimentezi așa, e zero. Nu, asta e norma. Asta e norma care ne ține în siguranță.
Deuteronom 13:3. La fel a fost și în poporul Israel. Să n-ascultați cuvintele acelui proroc sau visător de vise, căci Domnul Dumnezeu vostru vă pune la încercare ca să știe dacă iubiți pe Domnul Dumnezeul vostru din toată inima voastră și din tot sufletul vostru. Învățătorii falși, într-un fel, arată și pe credincioșii falși din adunări. Și ăsta e rolul lor pozitiv, aș putea să spun. Cei care se duc în spatele lor demonstrează că în inima lor este ceea ce este și în inima învățătorului mincinos. Coloseni 2:4. Spun lucrul acesta pentru ca nimeni să nu vă înșele prin vorbirea amăgitoare. Coloseni 2:8. Luați seama ca nimeni să nu vă fure, să nu vă atragă, să nu vă amăgească cu filozofia, cu amăgire deșartă după datina oamenilor, obiceiul oamenilor, după învățăturile începătoare ale lumii și nu după Hristos. Titul 1:10. Auziți care e slujba prezbiterilor. Când vorbești în contextul prezbiterilor, Pavel îi zice lui Tit așa, în adevăr, mai ales printre cei tăiați împrejur, sunt mulți nesupuși, flecari și amăgitori. Flecar e un cuvânt bun, flecar. Biblic, ar trebui să folosim cuvântul ăsta, biblic, flecar. Cărora, auziți, trebuie să li se astupe gura. Știați că scrie asta în Biblie? La flecari, la amăgitori, trebuie să li se astupe gura. Ei bulmăcesc familii întregi învățând pe oameni pentru un câștig urât lucruri pe care nu trebuie să le învețe. 2 Corinteni 11:13. Oamenii aceștia, unor oameni care au ajuns deja în Corin și au început să aibă atât de mare influență încât îl dădeau la o parte pe apostolul Pavel, spune despre ei așa Pavel. Oamenii aceștia sunt niște apostoli mincinoși, niște lucrători înșelători care se prefac în apostolul lui Hristos. Și nu este de mirare, zice el, și auziți cu cine îi compare. Căci chiar Satana se preface într-un înger de lumină. Nu este mare lucru, dar dacă și slujitorii lui se prefac în slujitori ai neprihănirii. Sfârșitul lor va fi după faptele lor. 2 Corinteni 2:17. Căci noi nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu cum fac, ia ascultați, cei mai mulți. Pavel nu spune că cei mai mulți predică Biblia adevărat. Pavel nu asta spune. Pavel spune că cei mai mulți ce fac? Strică cuvântul lui Dumnezeu. Tot întreabă așa. Bă, dar tu ești singurul bun? Dar tu ești singurul bun? Voi sunteți singurii buni? Voi sunteți singurii care aveți doctrina adevărată? Nu știu că suntem singurii buni. Dar avem avertizarea în cuvântul lui Dumnezeu și Pavel spune că cei mai mulți strică cuvântul lui Dumnezeu. Strâmbă cuvântul lui Dumnezeu. Asta fac cei mai mulți. Cei mai mulți. Ci vorbim cu inima curată din partea lui Dumnezeu, înaintea lui Dumnezeu în Hristos. Efeseni 4:14. Să nu mai fim copii, plutind încoace și încolo, purtați de orice vânt de învățătură, prin viclenia oamenilor și prin șiretenia lor în mijloacele de amăgire. Aproape orice epistolă citești din Noul Testament este o avertizare serioasă, puternică, împotriva învățăturilor false și împotriva șarlatanilor sau escrocilor, ca să-l citim pe Petru din capitolul 5, da? Vă aduceți aminte, da? Este o avertizare serioasă, serioasă. Sunt foarte puține adunări, cred eu, din ce am observat eu, care să aibă un discernământ spiritual format în a depista învățăturile false. Știți de ce? Pentru că în momentul în care eu vă învăț pe voi să depistați învățăturile false, trebuie să am foarte mare grijă de atunci înainte la ce predic eu. Dacă pe voi vă învăț să depistați falși învățători, s-ar putea să nu fiu un fals învățător, dar uneori să fiu ispitit spre anumite păcate și să încep poate să am ușor anumite comportamente și unul dintre voi să spui, bă, Andrei, mi-aduc aminte când ai predicat din 2 Petru 2, versetul cu tare, că spuneai lucrul ăsta. Nu știu, mi s-a părut că ai început să ai un comportament de genul ăsta. Eu spun așa, ca un frate, în dragoste, oricum te am sub supraveghere, analizează-te dacă e de pocăit, pocăiește-te și dacă în caz că a fost adevărat, spune-ne și nou, ca să veghe mai bine asupra ta. Nu prea-ți convine, nu? E că cine sunteți voi să mă judecați voi pe mine? Eu sunt, nu? Eu am revelații directe la Dumnezeu. Lucrurile nu sunt așa. Uitați-vă, interesant, Pavel nu spune, mă, fiți atenți, aveți nevoie vă 400 de ani de istorie bisericească, de tradiție bisericească, ca părinții bisericii să vă ajute să interpretați ce au spus apostolii, că voi nu vă descurcați. Nu! Este foarte important de observat că Pavel crede și toți apostolii au crezut în lucrarea de iluminare, ungerea Duhului Sfânt care îi învață pe credincioși în parte toate lucrurile. Și încep să miroase ei și să depisteze învățătura falsă. Dar nu așa vine automat. Și uitându-ne în cuvântul lui Dumnezeu, în cuvântul lui Dumnezeu, cele trei capitole sunt valabile pentru bisericile din toate viacurile, sunt avertizări și științări serioase. Vreau să vă spun un lucru, deși biserica se află sub asediu, se va afla sub asediu până la capăt,
Noi avem toată armura necesară ca să ne apărăm de lucrurile acestea. Și dăm slavă lui Dumnezeu pentru lucrul acesta. Și prima armă pe care ne-a lăsat-o Dumnezeu și pe care o binecuvântează Duhul Sfânt este arma cuvântului lui Dumnezeu. Luați sabia Duhului, da? Care este cuvântul lui Dumnezeu. Avem arma cu care ne putem apăra. Și putem să dăm glorie și slavă lui Dumnezeu. Doamne, Tu ne-ai lăsat cuvântul Tău ca să ne putem feri de amăgitori, de amăgii, de erezii, de doctrine false, de oameni care strică cuvântul lui Dumnezeu. Avem tot ce ne trebuie în cuvântul lui Dumnezeu. Și ca o introducere în dimineața aceasta, în puțin timp cât ne mai rămas, vreau să ne uităm la versetul 1 și la versetul 2, în care Petru vorbește despre ceea ce este o biserică adevărată. Nu știu dacă cineva v-ar da o foaie și un pic în dimineața asta și v-ar spune, scriem trei caracteristici esențiale a ceea ce crezi tu că este o biserică adevărată, pe foaie. Și fiecare dintre noi să scriem, o biserică adevărată trebuie să aibă 1, 2, 3. Nu știu care ar fi fost lucrurile. Vreau să vă atrag atenția, să vă uitați în cuvântul lui Dumnezeu împreună cu mine, să vedem ce crede Petru că este o biserică adevărată a Domnului Iisus Hristos. În primul rând, haideți să ne uităm la autoritatea unei adunări. Cine este autoritatea unei adunări? Eu cred că fiecare biserică adevărată a Domnului Iisus Hristos este o biserică apostolică. Este sub autoritatea apostolilor. Versetul 1. Simon Petru, rob și apostol al lui Iisus Hristos. Așa se definește Petru pe el însuși, da? Așa vede Petru identitatea lui și într-o anumită măsură vom vedea, așa cred că trebuie să fie definită identitatea noastră. Petru subliniază în primul rând aspectul relațional, nu funcția lui în biserică, nu chemarea pe care a dat-o Domnul Iisus Hristos, ci relația lui cu Domnul Iisus Hristos. Se numește pe sine cum? Rob. Obișnuim să ne vedem robi? Și pentru ce mulțumim de obicei lui Dumnezeu? Mulțumim că suntem fiii lui Dumnezeu. Că Hristos ne-a făcut prietenii Lui. La câți dintre noi ne place că suntem robii Lui? Câți dintre noi ne vedem robii Domnului? Un rob face fără să comenteze, fără să chestioneze, fără să reproșeze, fără să se scuze tot ce spune stăpânul. Asta înseamnă să fii rob. Asta înseamnă să fii creștin. Noi trăim într-o țară așa zisă creștină. Și mă refer la toate cultele și denominațiunile care sunt în țara asta și care se numesc creștine. Câți dintre oamenii aceștia sunt robii lui Hristos? Nu care poartă eticheta pe frunte, sunt și eu creștin. Cât sunt robi, practic este robul lui Hristos. Să trezesc setați așa. Eu sunt robul lui Hristos. Muncesc cum vrea Hristos, îmi iubesc nevasta cum vrea Hristos, îmi cresc copiii cum vrea Hristos, mă duc la muncă și fac ce vrea Hristos, că Biblia spune în toate domeniile acestea ce face robul lui Hristos. Petru așa se vede în primul rând pe sine. La un moment dat ucenicii îl numeau pe Domnul Iisus Hristos învățătorule. Între timp învățătorul acesta a devenit stăpânul lor și domnul lor. Și au început să se vadă în felul acesta în relația cu Domnul Iisus Hristos. Nimeni n-ar trebui să aibă dreptul să slujească și nici să se considere creștin dacă nu se vede robul lui Hristos. Dacă nu se vede robul lui Hristos. Eu sunt chemat să execut fără comentarii, fără scuze, fără justificări, tot ce îmi spune Domnul Iisus Hristos. Nu-ți place, nu există alt creștinism. Nu există alt creștinism. Sunt alte cluburi religioase care îți permit să trăiești să faci ce vrei tu. Sunt alte cluburi religioase care pun sub semnul întrebării ceea ce a spus Domnul Iisus Hristos. Robul, creștinul, omul care îl urmează pe Hristos, s-a lepădat de sine, a renunțat total la sine și face tot și doar ceea ce îi spune Domnul nostru Iisus Hristos. Asta este aspectul relațional. Aspectul slujirii. A uitat ce spune. El spune că este apostol al lui Iisus Hristos. Este un lucru care eliberează slujitorul de tensiune negativă. Eliberează slujitorul de tendința de a fi părtinitor. Eliberează slujitorul de teama de oameni. Păi, orice ar spune ăștia și ce ar face ăștia, eu sunt trimisul, ca să înseamnă apostol, sunt trimisul cui? Eu sunt trimisul lui Hristos, eu nu sunt trimis de oameni. Oamenii mă pot recunoaște ca apostol al lui Iisus Hristos, dar nu ei m-au pus în funcția asta, da? Duhul Sfânt care v-a pus episcop, spune apostolul la un moment dat, da? Dumnezeu face chemarea asta, Hristos face chemarea asta. Este însărcinat de Hristos să-L reprezinte pe Domnul Iisus Hristos, da? El trebuie să semene pe Hristos, trebuie să poarte interesele lui Iisus Hristos. Este un apostol al lui Iisus Hristos. Un apostol al lui Iisus Hristos. Asta este autoritatea adunării. Noi suntem biserica apostolică atâta timp cât acceptăm autoritatea apostolilor, care în ziua de astăzi se manifestă prin cuvântul apostolic, prin înștiințările apostolice, prin cuvintele profetice pe care ei ni le-au lăsat în cuvântul lui Dumnezeu. Altfel nu suntem biserica apostolică.
Sunt biserică care chiar așa se numește, biserica apostolică. Sunteți biserica apostolică atâta timp cât vă plecați sub autoritatea apostolică. Biserica apostolică nu este biserica care ascultă de papa și spune lucruri pe care niciodată nu le-a spus apostolul Petru și nu i-au trecut prin cap vreodată. Și și-a luat o funcție pe care Petru nu și-a luat-o și nu i-a trecut prin cap vreodată să-și ia funcția. Și are bogățiile pe care Petru nu le-a avut și nici nu le-a dorit vreodată. Deci nu seamănă absolut deloc cu Petru, aia nu este biserica apostolică. Biserica apostolică este biserica care are autoritatea apostolilor, da? Uitați-vă nu doar la autoritatea adunării, ci la alcătuirea adunării. Care sunt membrii unei adunări? Și aceea implicația este foarte practică pentru noi ca să vedem cine ar trebui să compună o adunare. Către cei care au căpătat o credință de același preț cu a noastră prin dreptatea Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. V-ați gândit la voi vreodată așa? Cine sunt eu, Domnule? Frate Cristi, cine ești tu? Frate Sorin, cine ești tu? Eu sunt un om care am căpătat credință. Asta sunt. Sunt un credincios. Am căpătat credință. Am fost într-o zi scos din groapa peierii, din păcat și am fost atârnat definitiv pentru totdeauna de Domnul Iisus Hristos. Ăsta sunt eu. Am fost făcut dependent de Hristos. Ăsta sunt eu. Sunt un credincios. Am căpătat credința. Foarte important de subliniat câteva aspecte aici. Da? Credincioșii sunt definiți aici în funcție de ceea ce au primit, nu de ceea ce au făcut. Deci au căpătat credință. Chiar dacă după aceea noi ne dăm silințele, spune Petru, să unim cu credința, nu-și dă Dumnezeu silințele, El ne dă puterea, dar nu-și dă El silințele în locul nostru, da? Chiar dacă totul vine din faptul că eu am căpătat credință de la Dumnezeu, da? Credincioșii se definesc în funcție de ceea ce au primit, nu de ceea ce au făcut. Credincioșii trebuie remarcați în primul rând după credință, nu după fapte. În primul rând după credință. În primul rând după dependența lor de Dumnezeu. Dacă astăzi am stat cu toții la poarta raiului și ne-ar face o verificare și ne-ar întreba pe fiecare dintre noi, de ce să-ți dau drumul înăuntru? Ce ai spune? Doamne, uite, a făcut și Hristos, nu zic acum. E important ce a făcut, dar uite câte dovezi ale mântuirii mele am, câte evidențe. Doamne, uite ce sacrificii am fost în stare să fac. Uite la câți oameni am vorbit. Uite, ce îi spune? La propriu, ce ați spune? Am căpătat credință în Domnul Iisus Hristos. Am pe cineva dincolo. Pe cine? Pe Hristos îl am. Asta e singurul motiv. Ăsta e singurul motiv pentru care ne-ar primi, să știți. Singurul motiv. Că toate faptele bune pe care le facem, le facem pentru că El le-a pregătit mai dinainte și vin din credința pe care El ne-a dat-o. Nu este nimic al nostru. Nimic nu vine din noi, din puterea noastră. Despărțiți de El, nu putem să facem nimic. Noi ne remarcăm în primul rând, ne cunoaștem în primul rând după credința, după dependența noastră totală, absolută de Domnul Iisus Hristos. Asta este credința. Asta este credința. Credința biblică se cunoaște după dependența totală de Dumnezeu care este cunoscut și comunicat în cuvântul lui Dumnezeu, da? Așa știu că am căpătat credință. Credință în ce? Cel mai important lucru nu este calitatea credinței mele, ci obiectul credinței mele. S-ar putea credința mea de multe ori să fie slabă, ca lui Petru. S-ar putea să extrapolez puțin, să folosesc o imagine pentru viața spirituală. Să umblu pe mare, să merg la un moment dat și după aceea să încep să mă afund. Știți care este? Mulți văd, Petru, necredinciosul Petru, că Iisus i-a spus puțin credinciosule. Nu i-a spus necredinciosule. Nu a avut atâta credință cât să strige în necaz la Hristos. A avut atâta credință că atunci când s-a afundat să spună, Doamne ajută-mă! Și Hristos l-a ajutat. A avut atâta credință când s-a umplut barca de apă și să spun, Doamne scapă-ne că... Dar a avut credință. A avut puțină credință, dar a avut credință. A avut atâta credință cât să scape. Aia e credința autentică. Care se leagă de Hristos. Care se ține de Hristos. Care depinde de Hristos. Și este clar, ne arată textul în locul acesta, că credința este primită, căpătată. Credința este darul lui Dumnezeu. Este o aberație, ascultați-mă, o aberație să spui oamenilor, tu poți să crezi. Nu poate, Domnule. Nu-l minți degeaba că nu poate să creadă. Nu poate să creadă. Credința este un dar de la Dumnezeu. Vă citesc câteva versete. Ia auziți. Faptele Apostolilor, capitolul 15. După ce s-a făcut multă vorbă, s-a sculat Petru și le-a zis, fraților, știți că Dumnezeu de o bucată de vreme a făcut o alegere între voi ca prin gura mea neamurile să audă cuvântul Evangheliei și să creadă. Ce alegere s-a făcut? S-a făcut o alegere ca prin Petru neamurile să audă și să creadă. Fapte 13 cu 48. Toți cei ce erau rânduiți să capite viața veșnică au crezut. Efeseni 2 cu 8. Căci prin har ați fost mântuiți prin credință și aceasta
Nu vine de la voi, ci este darul Dumnezeu. Efeseni 6, 23. Pace, fraților, și dragoste împreună cu credința din partea lui Dumnezeu. Și din partea Domnului Iisus Hristos. Credința din partea lui Dumnezeu și din partea Domnului Iisus Hristos. Filipeni 1, 29. Cu privire la Hristos, vouă vi s-a dat harul nu numai să credeți. Harul, vi s-a dat harul nu numai să credeți, ci și să suferiți. Roman 15 cu 13. Dumnezeu nădejdii să vă umple de toată bucuria și pacea pe care o dă credința. El face lucrarea aceasta. Galateni 5 cu 22. Roada Duhului din potrivă este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia. Și cuvântul este din greacă de la credință, pistis. Ăsta-i cuvântul. Credința. Credința continuă în el. Evrei 12 cu 2. Căpetenia și desăvârșitorul credinței. Sau inițiatorul și dezăvârșitorul credinței noastre, care este Iisus Hristos. Și avem 1 Petru 1 cu 21, care prin El sunteți credincioși. Prin El sunteți credincioși în Dumnezeu. 1 Timotei 1 cu 14. Și harul Domnului nostru s-a înmulțit peste măsură de mult împreună cu credința. Harul s-a înmulțit împreună cu credința și dragostea. Fapte 11 cu 24. Barnaba era un om de bine, plin de Duhul Sfânt și de credință. Ce credeți? Ce genera? Care genera pe cealaltă? Credința Duhul Sfânt sau Duhul Sfânt credința? 2 Corinteni 4 cu 13. Însă fiindcă avem același Duh, auziți cum numește? Duh de credință. Avem același Duh de credință. 2 Tesaloniceni 2 cu 13. Noi însă, frați prea iubiți de Domnul, trebuie să mulțumim totdeauna pentru voi că de la început Dumnezeu v-a ales pentru mântuire, v-a ales în sfințirea Duhului, v-a ales în credința adevărului. Dumnezeu a făcut lucrul ăsta. Care sunt implicațiile? De ce e important să subliniem asta? Că darul acesta a credinței vine de la Dumnezeu. În primul rând, asta păstrează suveranitatea lui Dumnezeu în mântuire. Suveranitatea și slava lui Dumnezeu în mântuire. Dacă eu m-am întors la Dumnezeu, că eu m-am strofocat, că eu m-am gândit, că eu am analizat, că eu nu știu ce am făcut, atunci eu sunt suveranul mântuirii mele, da? Lucrul acesta păzește oamenii de autoînșelare. Va trebui să vorbim pe zi ce trece tot mai mult despre falsa credință în contrast cu adevărata credință. Dacă este o credință care se capătă de la Dumnezeu, există și o altă credință care nu se capătă de la Dumnezeu. Este o credință a dracilor, este o credință doar mentală, o credință sentimentală și va trebui pe timp ce trece, pe zi ce trece, să dezvoltăm o înțelegere puternică a ceea ce este credința adevărată, credința primită de la Dumnezeu, credința aleșelor lui Dumnezeu și credința falsă. Ca să ferim oamenii de autoînșelare, ca să ne ferim pe noi de autoînșelare. Lucrul acesta are o implicație și în evangelizare. Protejează evangelizarea, reglementează evangelizarea. Dacă eu știu că Dumnezeu dă credință, atunci nu are niciun sens să aplic niciun fel de tehnică de manipulare ca să generez eu credință. Că nu pot să fac lucrul ăsta, da? Nu pot să fac lucrul ăsta. Nu pot să fac lucrul ăsta. Lucrul acesta păzește biserica de falsa membralitate. De falsă membralitate, oamenii care nu au credință adevărată. Spune, dacă el zice, e pocăit, eu ce să zic? Păi tu să te uiți în cuvântul lui Dumnezeu să vezi ce e credința adevărată. Să vezi dacă el are evidențele unei credințe adevărate. Auzi ce spune? O credință de același preț cu a noastră. Toți au credința asta? Credința asta este prețioasă și credința, zice, este de același preț cu a noastră prin dreptatea Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. De unde vine credința asta? Din dreptatea, sau nu este tradus cuvântul, neprihănirea Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Credința noastră a fost cumpărată de sângele Domnului Iisus Hristos. Credința noastră are o valoare infinită, ascultați-mă, pentru că Iisus a plătit pentru ea. Iisus a câștigat-o pentru noi. De ce vine din dreptatea Lui? Pentru că El a plătit pentru ea și este drept să fie dată tuturor acelor pentru care a plătit. Trebuie să o primim, că ne-a cumpărat-o pentru noi și este drept să o primim. Și este prețioasă pentru că Iisus a plătit cu sângele Lui pentru ea. Și ultimul lucru pe care subliniez, uitați, autoritatea Bisericii Apostolică, da? Alcătuirea bisericii, oamenii credincioși care au primit credința cumpărată de Hristos. Uitați-vă care trebuie să fie atmosfera bisericii. Nu aerul condiționat, da? Nu vorbim de aer condiționat. Care e atmosfera adunării? Ce ar trebui să aibă o adunare? Har vouă și pace să vă fie înmulțite în cunoștința lui Dumnezeu și a lui Iisus, Domnul nostru. Harul și pacea sunt elementele fundamentale în mântuire. Ți se dă prin har ați fost mântuiți și ești împăcat cu Dumnezeu, da? Și împăcat cu toți aceia care constituie biserica. Sunt elementele inițiale care constituie fundamentul mântuirii noastre. Dar Petru ne arată aici că harul și pacea sunt elementele spirituale care sunt esența și susținerii vieții noastre. Zice, harul, har vouă și pace să vă fie înmulțite. Noi nu putem să existăm ca biserică fără har perpetu, continuu, înmulțit de la Dumnezeu.
De la Dumnezeu. Noi nu putem să avem o viață bisericească fără ele. Să vă fie mulțite și auziți cum vine harul. Noi mai folosim expresia asta, să ai har. Cum vine harul? Cum crezi că vine harul? Au avut har în cântare. Iertați-mă că mă distrez pe seama unora sau mai fac câte o ironie, dar au avut har. De ce? O strigat. A avut har azi. Frate, am văzut că n-ai avut schiță, ai avut har azi, ai vorbit direct la Duhul Sfânt. Da? Deci harul, dacă vorbesc mai mult după capul meu, atunci curge harul, curge ungerea și puterea. Ce înseamnă să ai har? Cum vine harul? Este un test foarte simplu. Harul întotdeauna este pus în Scriptură în relație cu persoana Domnului Iisus Hristos. Spune că harul ne este mulțit prin cunoștința Domnului Iisus Hristos. Dacă în închinarea noastră este central, nu dacă este precizat Domnul Iisus Hristos, dacă este central Domnul Iisus Hristos, atunci putem să fim siguri că o să avem har. Mi-a povestit cineva, tot ieri, că într-o anumită adunare a depistat predică după predică, Hristos era pe nicăieri. Și spune, mă, fraților, dar voi vă legătură cu Domnul Iisus Hristos. Și o să că data viitoare, duminica următoare, s-o corecta pentru că l-o preciza pe Domnul Iisus Hristos într-o predică. Nu asta era rezolvarea, să-L precizeze pe Domnul Iisus Hristos, ci El să fie centrul închinării noastre. Noi de asta ne întâlnim aici. Că noi nu putem supraviețui, noi putem exista spiritual, individual sau ca biserică, fără har. Și harul acesta vine de la o singură persoană. Putem să facem ce vrem noi aici. Dacă am avea cea mai frumoasă închinare, reformată sau nereformată, din lumea asta, dacă am avea aici, dacă am avea cei mai buni predicatori, dacă centrul închinării noastre n-ar fi Domnul Iisus Hristos, nu avem har și nu avem pace cu Dumnezeu. Că doar prin El avem har și pace. Și vă doresc și dumneavoastră și ne doresc nouă și tuturor care suntem aici, ca harul și pacea să ne fie înmulțite prin cunoașterea Domnului nostru Iisus Hristos. Harul și pacea nu ne sunt înmulțite pentru un fel de experiență din asta transcendentală, yoga creștin, în care stăm, simt puterea, simt harul, vine acum harul. Nu, vine prin cunoaștere, spune Biblia. Cu cât ne ațintim, vorba apostolului din Evrei, ne ațintim privirile mai mult spre Domnul Iisus Hristos, ne alipim de El, îl îmbrățișăm, îl luăm pentru noi, îl studiem, îl dorim pentru noi, ne adăpăm de El, îl căutăm pe El, cu atâta mai mult vom avea har, prin cunoaștere. Prin cunoaștere. Au sentimentele un rol? Au un rol și ele pe acolo, pe undeva, nu? Ele o să se ducă așa cu mințele după cunoaștere. Dar eu cunoscându-L pe Hristos într-o experiență vie, prin intermediul Cuvântului lui Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, am parte și avem parte de har. Dumnezeu să ne facă parte de harul acesta. Și noi să ne alipim de Hristos. Amin.